Uuu! Uh, cât de tare e asta! Cât, cât de mișto e asta! Hai să vedem dacă putem să o nimerim cu arcul. Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu încă un episod din seria noastră de Minecraft Mod Showcase Și ca de obicei, înainte de a începe acest episod, vă juca pe fiecare în parte să apăsați și voi butonul de like Să strângem și noi peste 500, peste 600 de like-uri pentru acest episod Astăzi prezentăm un mod uh, destul de vechi, Um, un mod cu care ne-am jucat în trecut, nu foarte mult, dar uh, ne-am jucat prin diverse mod pecuri. Uh, este vorba despre Portal Gun mode, Portal mode, po portal, ceva, portal gun mode, mă rog. Uh, care implementează în joc itemele uh, foarte cunoscute din jocul Portal. Uh, nu sunt chiar toate itemele în versiunea asta de 1.7.10. Uh, vedeți că mai sunt din astea care am finished, do not use, autorul mi se pare că mai lucrează la mod ca să-l updateze. În versiunile mai vechi uh, mai erau și altele, alte iteme. Erau uh, lasere, știți voi, cu buleții din ăla de a laserul de colo-colo. Foarte, foarte uh, șmechere. Uh, da, în Ultima versiune, de 1.70, pe care am luat-o eu acum, beta chestie. Cred că asta e ultima, habar n-am, nu știu. Uh, nu contează. Avem itemele de bază. În primul rând, avem. Uh, avem trei discuri. trei uh, music discuri la care o să ajungem mai la sfârșit. Uh, time set zero, mai la sfârșit. Uh, și. Hai să îi dăm drumul. În primul rând, um, pentru ce aveți voi nevoie ca să începeți distracția cu acest mod. Cum vedeți, am construit o acolo niște nebunii ca să, să, ne jucăm un pic. Bun. În primul și primul rând, Portal Gun. Default Portal Gun. Pac! Um, se craftează foarte, foarte simplu cu um, foarte simplu. <laughs> obsidian, uh, diamant, iron și un miniature black hole care era la rândul lui. Se craftează cu un nether star în conjurare, ender pearl dust. Care ender pearl dust se face foarte simplu cu un ender pearl și obțineți 8 bucăți. Ok. Um, ce am eu aici în față, e bine, este un uh, portal gun pedestal, un Piedestal din ăsta, opa, Uh, pac, așa, care se craftează super easy. Și, nu știu, dacă aveți mai multe portal gun le puteți pune așa în casă foarte, foarte tare. Bun. Uh, da, mai multe portal gun -uri. Portal gun default, portal gun Atlas portal gun, care se craftează, pur și simplu, cu culoarea albastră. Uh, și, da, puteți să faceți mai multe găuri în același Timp prin care să treceți, dar cu portale diferite. Pentru că o să vă arăt imediat. Așa, mai avem Portal Gun, Peabody's Portal Gun, care se face cu galben, Bacon gun care se face cu carniță, și Potato Gun, care se face cu Potato OS, care se craftează mai dubios un pic. <laughs> Whatever. Ok, hai să luăm, nu ăsta. Ok, și să ne jucăm. După cum vedeți, deja mi-arată unde am pus eu portalele. Um, hai să mergem să vedem. Click stânga pentru portal albastru, Click dreapta pentru portalul galben. Intrăm prin cel albastru, ieșim prin galben. Intrăm prin galben, ieșim prin albastru. Super, super easy. Uh, pregătisem eu aici ceva, dacă nu mă înșel. Um, Așa, și parcă... Uh, pac. Ok. Pregătisem eu ceva. Uh, bun, la cei bun modul ăsta foarte simplu. Deci, că tu ai casa acolo, ești aici, nu poți să ajungi. Pac! Ai trecut. Foarte, foarte tare. Bineînțeles că tu poți să faci un portal uh, la cuca măcăi și un... la cuca măcăi în partea și poți să treci de colo colo, ceea ce e super, super tare. N-am testat în alte dimensiuni dacă merge, dar bănuiesc că nu merge. Nu contează. În fine, de deci ce am pus eu portalele astea aici? Și vedeți că am mai pus și pe acolo și pe aici. Ăstea sunt făcute cu un portal roșu, mi se pare. deci, da, pentru că după cum vedeți, nu puteți să faceți mai multe. În albastru dispare de aici. De aceea aveți nevoie de mai multe portale. L-am pus oare bine? A, nu. Ok. De ce am aranjat eu chestiile astea aici? Hai să vă arăt. A, luăm o oaie, niște gărdulețe și un arc. Pac. Pac, 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 pac. Ok. A, așa. Spawnăm o aici. Perfect. Hai să vedem. Puteți foarte simplu să trageți cu arcul sau, dacă vreți ceva mai fancy, ia priviți. Ah, am ratat. Fuck. Stați, nu mă și Ah, shit, e chestia asta aici. Da, corect. Stați așa. Stați așa. Tu acolo. Hai, pac. Ei, și după cum vedeți, pe uh, cum vedeți voi, săgețile trec prin, uh, prin portale. Ceea ce e foarte, foarte tare. Ia uite, pac! Uuu, uh, și-a și, și teleportat, nebuna nebun, am Cât de tare e asta. Ha! Ia uitați. Pac! Da, și săgeata ajunge foarte frumos aici. Pac! Și același lucru am impresia că merge și pentru Ender Părluri, fraților, cât de tare e asta. Deci, cât de tare e asta. Ender Pearls. Ia. Fac să nu creativ. Game mode 0. Ia. Woo, Cât de tare e asta. Spuneți-mi voi. Cât de mișto. Bun. Uh, în continuare, deci, v-am arătat toate portalele astea. Um, de fapt nu vin, le-am arătat chiar pe toate. Pac, 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 pac. Ia uzi asta, da, sau de șmecher, așa. Pă, <gătă -s> ok. Deci pac, pac, hai să vă le pe toate, pac, cu pac, pac, cu pac, pac, cu pac, pac, cu pac. Da? Astea sunt toate portalele. Uuuu! <găt -s> Cât de șmecher, cât de șmecher. Mi-am zis că puteți să faceți, de exemplu, um, um, așa, și așa, și puteți să faceți așa, sau, dacă vreți ceva interesant, <laughs> și eu o să bugăiți jocul la un moment dat. Uu! Uli Holy fuck, holy fuck! Ah! Vă dați seama că în ritmul ăsta prindeți o viteză incredibilă. Fiți atenți. Hai să mai încercăm o dată. Pac. Pac. Um, um. Uuu. Holy fuck. Vedeți așa cum se vede imaginea. Oh, low. Pac. Bun, și izbești pământul deodată. Vai. Da, deci destul, destul de interesant. Hai să încercăm Aceeași fază, dar cu un animal. Um, să vedem. Nu? Ok. Oh, Ok. Uh! Bun. Hai să vedem dacă putem spawna acolo un animal un ceva. Um, un șip. Da, 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 da. Pac, pac, pac. Hai mă. Ok, o să fac o șumecherie aici. Ia! Uuuu! Uh! Cât de tare e asta! Cât, cât de mișto e asta! Hai să vedem dacă putem să o nimerim cu arcul. Dar dacă vreți voi să fie și mai interesant, puteți să faceți așa. Pac, ia fiți atenți. Ah! Trebuie să o tragem. Ia! U uh, cât de mișto. Spuneți-mi voi, spuneți-mi voi cât de mișto e asta. Hai că pe bune acum. Să faci din astea așa cu săgețile. Cât de tare. Și bineînțeles că v-am zis merge și cu Ender pearl uh, Chiar sunt curios ce se întâmplă când bagi Ender pearl acolo. Dar în fine, nu, nu, nu mai încercăm. Uf, te izbești o săgeată de aia, te-a leșinat. Ok. Bun, v-am arătat eu acum toate nebunelile astea de portale, ne-am distrat cu ele. Uh, mai avem Portal Spawner, pe care l-am făcut eu acolo. Hai să cum se face, se face foarte interesant cu miniature black holes și obțineți două. Uh, aveți unul aici, Unu așa. Clic dreapta și va alegeți portalul. asta, uh, ăsta cu ăsta, asta cu ăsta, costă, ăsta cu ăsta, costă, ăsta costă, da? Ca să țineți minte. Aici selectați Pac. l a pornit. Țineți minte pe care l-ați selectat. Și în partea asta îl selectați pe ăsta. Pac, da? Perfect. Da, să, să coincidă. Și intrați foarte simplu. Astea, pac, ăsta, mă rog, o să stinge, ar trebui să se stingă. Um, nu. spart, Um, da, da, da. Pac. Uh, trebuia să... Ah, yeah, yes. Ah, ok, trebuie să bifați aia. Bun. Da? Foarte, foarte tare. Puteți să, uh, să faceți chestia asta să funcționeze. Si uh, și am pensat că puteți să puneți peste tot și pe tavan și pe... pe tavan nu cred că merge. Hmm, nu am încercat. Ba, merge. Merge, cum să nu meargă. Foarte, foarte tare. Uh, în continuare mai avem longfall boots. Un long fall boot se face așa. Uh, da, de fapt așa și mă rog trebuie să le aveți pe amândouă ca să ca să meargă treaba. Mă rog, și pe amândouă se pun una-două, simplu. Și uh, game mode 0. Hai să le punem, pac. Vedem că arătăm așa foarte șmecheri. Game mode 1. Ne înălțăm la cu camă în aer. Și vă dați seama că în mod normal am murit de aici. Game mode 0. Ia, priviți magia. Pac! N-am pățit nimic, fraților. Nimic. Și vă sugerez să vă luați bocanci astea, pentru că <laughs> cu portalele astea, acum ați văzut, e, e pagubă. E pagubă. Ok, Bun, ce mai avem noi pe aici? Mai avem Companion Cube. Aveți mai întâi Weighted Storage Cube, care scrafteaza așa, um, iar dacă luați voi un din ăsta și un Rose, Pack, a, așa de sper, o să se transforme într-un Companion Cube. Și nu știu eu cum, cum îl iau de pe jos. Asta nu prea am înțeles eu cum... Cum de pe jos, dar În fine. Waited Companion Cube. Uh, și Companion Cube-ul ăsta, dacă tu l-ai în, inven în inventar, uh, pack, dacă tu l-ai în inventar și nu știu să zic că... Uh, mod 1... E mod 0... Uh, îți dă regen, da? Când ai un Companion Cube în inventar. Asta e foarte tare. foarte foarte tare. Deci nimic, nimic foarte special. Uh, bun, am impresia că trebuie să în survival ca să poți să-l de pe jos. Dar în fine. Mai avem Weighted Storage Cube Vent, care se face așa și dropează din alea. Weighted chestii. Și Weighted Companion Cube Vent, ăsta de aici, fraților. Ăsta de aici. Ce face chestia asta? Atâta timp cât are un redstone signal. Cum iau eu, mă, ăsta? Ești nebun? Eu nu înțeleg cum trebuie să iau ăsta de aici. Ah, oh, whatever. Mă rog. Chestia asta spawnează... Spawnează... Da, astea. Vedeți? Pac. În momentul în care cubulețul e distrus, ăsta o să spawneze alt companion cube. Da? Deci e... Decent. E, e chiar foarte, foarte tare. Um, trebuiau să mai fie și lasere și alte chestii, da, momentan, ne, nah, văd că pe versiunea asta nu prea bogat. Bun. Um, ah, hai să vară music discurile. Dacă prăjiți un companion cube, obțineți ăsta. De la ți auzit la început. Ok, gata, să nu luăm copyright. Așa. Da? Bun. Dacă prăjiți discul ăsta, o să se deterioreze. Și o să obțineți Radio Loop. Cu Radio Loop-ul ăsta, puteți să ascultați -o ori acolo, ori să vă craftați un Radio. Și-l puneți unde vreți. <laughs> ok, și ascultați radioul. Un click dreapta ca să-l opriți. Bun. Și dacă combinați două din astea, obțineți music disc ăsta la alt, Care e mai dubios. Well, here we are again. It's such a ok, destul de dubios, da, în fine, whatever. Bun, cam asta ar fi cu, cu discurile, cu toate nebunile. Mai avem High Energy Pellet Launcher, care se face așa, și un High Energy Pellet Catcher, Uh, nu prea înțeleg eu ce fac chestia asta, adică am pus aici trage un laser, dar cam atâta, nu înțeleg eu în rest ce, ce face. Dar, în fine, nu știu, habar <laughs> nu am nu scrie nicăieri ce face, că zicea că trage cu laser, cu da, aia dar nu prea am înțeles eu exact. Dar, mă rog, probabil face o șmecherie, nu mi amintesc să fie ceva în joc, nu mai mi amintesc, dar, uh, mă rog. Bun, și ultimele chestii din acest mod, Sentry Turret. Ia uitați-le. Pac, 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 pac. Și dacă intră ceva în raza lor, ar trebui să... <laughs> Astea sturetele de vorbesc. Wow! Să ai niște de-astea acasă! Oh my god! Rupere! 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 Bine, bineînțeles că dacă treci prin spatele lor... Ha, ha, ha! Wow! Și puteți să le faceți asta și să se omoare între ele, puteți să faceți o... De Multe chestii cu turetele astea, destul interesante. Se craftează în felul următor. Uh, dacă... Dacă le prăjiți, o să obțineți defective turrets. care au 1 HP. Și nu sunt chiar cine știe ce. Holy fuck, gata, bă. Ho, 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 alo, 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 alo. Gata, oh my god, mamă, dar trag astea aici nebun. Doamne, ferește. Ok, si asta e, hai să-l oprim, doamne. Și mai avem Oracle Turret, care e, nu știu exact. Sau nu vrea să tragă, nu? Ah, nu vrea să tragă. <laughs> ok. Wow. Uh, bun. Și nu în ultimul rând avem Aerial Fate Plate. Eresc așa. Și probabil știți foarte bine ce face chestia asta. Wow! Treceți pe ea și... Vă aruncă. Bă, mă rog, în direcția în care ați setat-o. A da, Deci puteți să faceți chestii de genul. Ia! Uite! Foarte, foarte tare! Da? Deci nimic uh, neinteresant. Bun. Cam atâta cu acest episod. Sper foarte mult că v-a plăcut. Uh, un mod destul, destul de drăguț. Foarte tare chiar. Uh, până data viitoare, însă, toate cele bune. La revedere!